Știu că l-ați antrenat pe Ali Bek. Ați câștigat titlul cu Faru la juniori în 2008. În echipă aveați Ali Bek, Matei și Fatai. Fatai? Fatai, care avea câți ani atunci? Da. Că acum are vreo 60, așa pare. Da, era 18, 19 ani. Avea 18 ani? Era. Credeți că avea 18 ani? Da, da, da. 19. Păi, născut în 90, că aveam grupa de 90. Așa. Da, nu știu, cred că era mai mare și a găsit niște colegi de-a lui, ceva, un, de la el, un carnet de membru sau nu știu de ce. Și sper că era în 86 născut, cam așa. A, în 86 și el în acte e în 90. Da. 90, da, da, da. A, deci are 4 ani, e mai bătrân cu 4 ani, deci practic aveați un junior. Mai bătrân așa. Ați auzit. Au găsit colegiile când stătea la stadion la Faro, acolo un carnet după el, după acolo, care scria că e 86. Născut în 86. Deci practic el acum are 35 de ani și în acte are 31. Bine, se 31. Vede. Dacă fi adevărat asta. Da, 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 dar în meciul, în meciul ăsta cu FCSB s-a văzut. Părea că are vreo 50, nu 35. Da. L-ați văzut? Nu s-a lipit mingea deloc de el. Am văzut, dar nu, de când a revenit acum nu prea mai e cum era el înainte. Nu știu, poate după suspendarea care a avut-o, că a stat, nu s-a mai antrenat. Și mă uitam și la Ionița seară la fel și el n-a mai jucat de un an și ceva. Uh-huh. E greu până... Până reintră în formă.